Stimați prieteni, spuneam și repet faptul că în seara aceasta aș vrea să spun câte ceva despre subiectul acesta extrem de complex. Este un fenomen, un adevărat fenomen, pe care l-am intitulat ucenic sau doar convertit. Subiectul acesta nu este prea spectaculos în comparație cu gusturile timpului. În primele secole ale creștinismului, biserica creștea destul de repede, iar calitatea credinței și a trăirii cu Dumnezeu era mult superioară celei din zilele noastre, cel puțin în zona aceasta a lumii, unde noi trăim și în timpul acesta. Credincioșii nu dispuneau atunci de resursele sau metodele, tehnologiile la care noi avem astăzi acces și totuși, ei au avut un succes mare în predicarea Evangheliei când este vorba de rezultatele acestei acțiuni. Cu toții știm că Domnul Iisus nu ne-a trimis doar să le spunem oamenilor despre El, ci să-i facem ucenici. Aceasta este porunca pe care ne-a lăsat-o. Ucenic nu este persoana care învață și care se dedică procesului de învățătură și instruire. De la noi se așteaptă să învățăm pe ucenici tot ce ne-a poruncit Iisus și să învățăm cum să aplice, adică cum să păzească această învățătură. Ascultarea noastră de Hristos și eficiența lucrării creștine se măsoară în funcție de calitatea și numărul ucenicilor, adică aia celora pe care i-am învățat să păzească tot ce ne-a poruncit Mântuitorul. În această autoritate a Lui vrem să mergem și să facem ucenici din toate neamurile. Acestui scop ne închinăm viața, ne dedicăm activitatea în toate zilele până la sfârșitul timpului. Cu toții ne dăm în mod suficient de clar seama că prin evenimentele de o singură dată nu putem face ucenici, ci trebuie să practicăm ucenicia ca stil de viață. Într-un eveniment putem face adepți, putem face convertiți. Și în Biblie întâlnim evenimente evanghelistice, de pildă în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Scriptura spune în versetul 41, cei ce au primit predicarea au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Însă după acest eveniment, după convertire și botezul în apă, a urmat procesul de ucenicizare. Scriptura remarcă faptul că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate în comun, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Secretul succesului ucenicilor a fost ascultarea de porunca Domnului Iisus și faptul că ei și-au dedicat viața predicării neconvertiților și ucenicizării convertiților, întocmai cum a poruncit Iisus. Haideți să definim mai întâi termenii. Termenul de ucenicie. Ucenicia este însușirea unei meserii sau a cunoștințelor dintr-un anumit domeniu de activitate sub îndrumarea unui meșter, a unui maestru, a unui specialist. Formarea, instruirea cuiva într-un anumit domeniu. Un sistem de antrenare a unei noi generații de practicanți ale unor deprinderi și abilități. Al doilea termen, ucenic. Ucenic este persoana care învață o meserie sub îndrumarea unei persoane calificate. Adept și continuator al cuiva într-un anumit domeniu de activitate, discipol. Al treilea termen este maestru. Maestru este persoana care a adus contribuții valoroase într-un domeniu de activitate, fiind adesea considerată drept îndrumător sau un model sau creator al unui curent. Ultimul termen, meșter. Meșterul e persoana care își practică o meserie, în special meseriaș cu calificare superioară, care are de obicei sarcina de a îndruma pe alții lucrători și de a conduce o secție productivă într-o întreprindere, într-o comunitate, într-un atelier. Care este problema lipsei de ucenicie creștină? În ultimul timp, creștinii au devenit din ce în ce mai interesați de frecventarea bisericii locale, alegând închinarea online. Unul dintre motivele pentru care biserica le oferă acestor credincioși libertatea să aleagă închinarea online e faptul că biserica face programe și nu ucenicizează convertiții. Biblia remarcă
că Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul timpului. Haideți să remarcăm etapele. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Botezați-i și apoi învățați-i tot ce v-am poruncit. Biserica astăzi e tentată să aștepte necreștinii să vină singuri la biserică, în timp ce Hristos le-a spus creștinilor să-i caute pe necreștini și să le predice Evanghelia, făcându-i ucenici. Această lipsă de interes a multor creștini, de pasiune și dragoste, de entuziasm și de angajament față de necreștini, e cea mai mare pierdere a bisericii. Hristos s-a remarcat prin iubire. Mesajul său a proclamat iubirea. Ajungând să spună că dragostea este cea mai mare poruncă dintre toate poruncile de pe pământ. În multe biserici din generația noastră, este ușor de observat lipsa iubirii și a interesului pentru vizitatorii nemântuiți. Multe biserici nu mai au niciun proiect, nicio viziune, niciun buget alocat pentru evangelizare, realitate care însângerează inima lui Dumnezeu și care îngreuiază mântuirea oamenilor. Cele mai multe școli teologice au devenit un scop în sine, accentuând performanța academică și nu puternicirea spirituală, viziunea evanghelistică, chemarea predicării, angajamentul păstoririi. Iisus și-a început misiunea chemând la sine câțiva ucenici și și-a terminat-o trimițându-i pe aceștia în toată lumea ca la rândul lor să facă ucenici din toate neamurile. În limba greacă, limba Noului Testament, termenul didaxalos desemnează o persoană aflată într-o relație de ucenic cu un învățător, în timp ce matetes desemnează unul aflat într-o căutare personală după adevăr, după o idee. Hristos a pus accentul pe oameni, pe mântuire, pe maturizarea și slujirea lor, timp în care bisericile din generația noastră tind să pună accent pe programe. În istorie au existat mai multe forme de ucenici. Grecii au avut ucenici și erau adepții unor idei. Moise, marele profet, a avut ucenici. Aceștia au devenit adepții unor principii, în mod deosebit cele 10 porunci. Fariseii au avut ucenici și au fost susținătorii unor tradiții, a unor reguli. Ioan Botezătorul a avut ucenici și ei au fost niște non-conformiști ca și mentorul lor. Domnul Iisus a avut ucenici și aceștia au fost ucenicii unei persoane. Ei au fost aleși să vină după Mântuitorul. Au fost chemați și au fost invitați să-L urmeze. Ucenicia cuprinde în ea parte de învățătură teoretică, dar și parte de formare practică. În felul acesta, ucenicul învață prin exemplul mentorului său. Pavel îi spunea lui Timotei, care era ucenicul lui: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă printre credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în curăție. În a doua epistolă pe care o scrie, capitolul 2, Pavel continuă spunându-i: omule, ce ai auzit de la mine și ce ai văzut în fața multor martori, încredințează și tu la oameni de încredere, care la rândul lor și ei să învețe pe alții. Această metodă a ajuns să fie înlocuită în mod exclusiv cu predicarea, în timpul programelor. În teologie nu avem voie să promovăm doar cunoștințe, ci și caracterul, nu doar memoria, ci și merituozitatea. Creștinismul adevărat, chiar și cel scolastic, n-ar trebui să primeze niciodată și nicăieri doar nivelul teologic, ci și pe cel al uceniciei veritabile. Când se va introduce în școlile teologice nota la Evlavie, de pildă? Metoda uceniciei a ajuns să fie confirmată cu cele mai noi descoperiri ale neuroștiinței. Spre exemplu, Daniel Goleman, scriitor și psiholog jurnalist, explică faptul că noile comportamente nu se dobândesc prin auzirea informației, ci prin exersare, deoarece noile comportamente necesită noi legături neuronale. Vechile comportamente au creat legături neuronale care acum trebuie înlocuite cu altele noi. Prin exersare, noi ne reconfigurăm literalmente creierul. Dacă îmi permiteți o imagine, vă dau exemplu unui lan de grâu sau a unei păduri. Și există anumite poteci, sunt obiceiurile noastre. Vrem să creăm un obicei nou, atunci trebuie să creăm o potecă nouă.
O potecă nu se creează făcând un lucru o singură dată, ci făcându-l de multe ori în mod repetat. Progresele în dobândirea noilor comportamente și abilități sunt posibile, spune Daniel Goleman. Însă trebuie să facem trei lucruri pentru asta. În primul rând, să conștientizăm obiceiurile vechi care ori au fost proaste, iertați-mi expresia, ori nu au fost eficiente. Apoi, să exersăm voluntar formarea obiceiurilor bune, relevante, contemporane. Și trei, să repetăm noul comportament cu fiecare ocazie până ce va deveni automatism. Și eu, ca și dumneavoastră, am citit de mult că de 30 de ori, dacă practici un lucru, devine automatism. Știința a descoperit în ultimul timp că de cel puțin 60 de ori trebuie să practici ca să devină automatism. Asta înseamnă că trebuie să fim consecvenți. Ucenicia biblică este singura cale prin care noi convertiți se dezvoltă prin repetare, însă pentru aceasta biserica trebuie să fie și sală de antrenament, unde se imită modele, nu doar sală de conferințe, unde se împărtășesc idei. Creierul nostru, asemenea creierului copiilor, este făcut să imite mai mult acțiunile pe care le văd la alți oameni, decât să le pună în aplicare după ce au auzit idei de la alți oameni. Într-unul dintre eseurile ei, A Way Out, o cale de scăpare, Partia Nelson a scris: merg pe stradă, apare o gaură în asfalt și cad în ea. Sunt pierdută. Nu e vina mea. Îmi iau o veșnicie să ies, merg din nou pe stradă. Apare o gaură în asfalt, dar mă prefac că nu o văd. Așa că din nou cad în ea. Merg din nou pe stradă, o nouă gaură în asfalt, o văd, dar tot cad în ea. Deja s-a format un obicei. Însă acum ochii mei s-au deschis și știu unde mă aflu. E vina mea. Ies din nou pe stradă, apare o gaură în asfalt, o ocolesc. În cele din urmă aleg o altă stradă. Această întâmplare, poate imaginară sau poate din experiența scriitoarei, vorbește despre posibilitatea să cazi de fiecare dată din neglijență, din nepăsare, din neștiință, din ambiție sau din multe alte motive, sau să alegi să începi să exersezi până când se schimbă obiceiul rău cu unul bun. Aș vrea să ne uităm un pic la ucenicia în Vechiul Testament. În Vechiul Testament întâlnim mai multe forme de ucenicie și una dintre ele este ucenicia de la om la om. Moise l-a ucenicizat pe Iosua. Eli l-a ucenicizat pe Samuel. Ilie l-a ucenicizat pe Elisei. Apoi întâlnim o altă metodă, școala prorocilor, a fiilor prorocilor, cum spune Elisei. Asta înseamnă sinagoga, școala rabinică. Aș vrea să spun despre cinci confuzii majore cu privire la ucenicie. Prima dintre ele este ucenic persoana care l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și care a făcut rugăciunea păcătosului. Nu, nu este ucenic, este doar convertit. Este ucenic creștinul care vizitează sistematic o biserică. Poate fi ucenic, dar în principiu nu este ucenic, ci este doar un convertit care vine la biserică. Este ucenic persoana care a fost numită conducătorul bisericii. Poate fi ucenic, dar nu trebuie neapărat să fie ucenic. Este ucenic persoana care citește multe cărți creștine. Poate fi ucenic, dar nu neapărat. Este ucenic persoana care face misiune. Ar trebui să fie ucenic. Poate să fie ucenic, dar nu este neapărat. Deși toate aceste exemple pe care le-am dat sunt foarte importante în viața spirituală a unei persoane, ucenicia trece dincolo de practicarea acestor lucruri. Haideți să vorbim puțin despre caracteristicile uceniciei. Prima dintre ele, punerea Domnului Iisus pe primul loc în toate lucrurile. Ucenicul lui Iisus trebuie să fie separat de lume și trebuie să fie atașat de Iisus, detașat de lume și atașat de Iisus. Dacă această afirmație nu este o realitate, atunci nu este ucenic. E convertit, e practicant al unei religii sau nepracticant, dar vine la biserică și exemplele pot continua. Atenția noastră trebuie să fie la Domnul nostru, de a-i fi plăcuți în toate domeniile vieții noastre. Trebuie să ne detașăm de centrarea în sine și să ne atașăm de centrarea în Hristos. Apoi, a doua caracteristică este urmarea învățăturilor Bibliei.
Trebuie să fim copii ascultători și împlinitori ai cuvântului din Biblie. Ascultarea este testul suprem al credinței în Dumnezeu și Iisus este exemplu perfect de ascultare, fiindcă a trăit o viață pe pământ în ascultare deplină de Tatăl, inclusiv murind în credința Lui. O a treia caracteristică este rodirea. Deși sună ciudat, slujba noastră nu este să producem roadă. Slujba noastră este să rămânem în Hristos și dacă facem acest lucru, Duhul Sfânt va produce roada. Iar această roadă e rezultatul faptului că îl lăsăm pe Duhul Sfânt să ne conducă viața. Schimbarea pe care o căutăm e făcută din interior spre exterior, nu din exterior spre interior. Și toate acestea se întâmplă prin puterea Duhului Sfânt. Nu este ceva ce noi putem face. A patra caracteristică, dragostea pentru oameni. Biblia ne învață că dragostea nu e o emoție, ci o acțiune. Mai mult, ni se spune să-i privim pe alții mai presus de noi înșine și să ne îngrijim de foloasele lor. Hristos ne-a învățat că dragostea e cea mai mare poruncă și din dragoste sunt posibile toate celelalte virtuți. A cincea caracteristică este evangelizarea. Facerea de ucenici este o manifestare a maturității. Trebuie să ne împărtășim credința și să le spunem celor necredincioși despre schimbările minunate pe care le-a făcut Domnul în viața noastră. Ei pot contesta anumite pasaje din Scriptură, anumite învățături ale Bibliei, dar nu pot contesta experiența pe care noi am avut-o. Aduceți-vă aminte de Samariteanca. Era o femeie nu cu o reputație grozavă, mergea singură să ia apă de la fântână pentru că o disprețuiau celelalte femei, dar întâlnindu-se la fântână cu Mântuitorul și convertindu-se, uită de apă, aleargă în sat și spune tuturor celor pe care îi întâlnește la întâlnire pe Mesia. Aceștia vin, îl văd și ei, îl recunosc și acum îi spune femeii care a făcut anunțul public în sat. De data asta nu mai credem pentru că tu ne-ai spus, ci credem pentru că noi înșine am venit, l-am văzut, l-am auzit, am avut o experiență cu el și am constatat că el este Mesia. Iată dar ce poate să facă o femeie, un om, oricine. Apoi o a șasea caracteristică e credincioșia. Un ucenic e umbra învățătorului său, se lipește de el și îi seamănă, îl imită, îl urmează. Cea de-a șaptea este dăruirea. Spunea ucenicii, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Apoi, a opta caracteristică e pasiunea pentru învățătură, adică continuă să învețe, să se educe, este curios, vrea să afle lucruri noi. Petru pune presiune pe Mântuitorul să facă ce crede el că este bine. Remarcați cum el și ceilalți ucenici au tendința să-L învețe pe Domnul Iisus ce trebuie să facă. Aș vrea acum să vorbesc puțin despre beneficiile uceniciei. Maturizarea spirituală a membrilor bisericii se realizează prin ucenicie. Altfel, informarea va fi insuficientă. Reducerea problemelor din biserică prin maturizarea celor care au fost ucenicizați, multiplicarea, instruirea și promovarea de slujitori, creșterea numărului celor slujiți și ai celor evangelizați, păstrarea mărturiei bisericii în fața lumii, prin faptul că sunt creștini autentici, oamenii care vin la biserica aceea, creșterea investiției în biserică, creșterea gradului de bucurie, influențarea comunității necreștine, influențarea și transformarea culturii prin impactul bisericii formată din ucenici, nu doar din convertiți. Haideți să vorbim puțin și despre piedicile uceniciei. Există piedici la nivel personal, experiențe negative, eșec, manipulare, confidențialitate încălcată, ineficiență, tot felul de experiențe care ne prezintă biserica unde se întâlnesc oamenii credincioși ca pe un lucru unde vin oamenii ipocriți, oamenii care par, dar nu sunt și nu vrem să avem niciun fel de legătură cu oamenii aceștia. Apoi lipsa de timp. Dom'le, aș veni, dar nu am timp. Apoi absența modelelor. Nu cunoaștem pe nimeni la biserică care să ne câștige admirația și acesta să se constituie într-un model, într-o provocare pentru noi să mergem acolo. Lipse de competență. Am auzit că la biserică cineva vorbește, dar nu prea știe cum îl cheamă. Am auzit că se îngrijește de copii, dar vai, vai, vai. Am auzit că se cântă, dar mai mult se lălăiește. N-am chef să merg acolo. E mult sub nivelul vieții. Apoi nesusținerea din partea conducerii. Toleranță. Descurajarea din partea conducerii. Dictatură. Există și la nivelul bisericii
piedici, nu doar la nivel personal. Teologie greșită, tradiție, subminarea autorității conducerii, dezbinarea bisericii, sarul biserica așa acolo, oh, vai de ei de pocăiți. Bisericuțe, bârfe, ăia vorbesc împotriva la ăia, ăia vor pe un conducător, alții vor pe altul, o mărturie urâtă, neplăcută. Apoi efort mai mare de administrare a lucrării sau nepromovarea din partea conducerii, care înseamnă toleranță, sau împotrivire din partea conducerii, care înseamnă dictatură. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre cum se manifestă ucenicia. Apropierea spirituală a ucenicului. Vă citesc din Matei capitolul 5, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce au șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Observați apropierea de ucenici. Urmarea ucenicului. Citesc din Matei 8. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Observați, ucenicul își admiră învățătorul, mentorul și îl urmează. Autorizarea ucenicului. Iisus i-a chemat pe cei 12 și le-a dat putere să scoată duhuri necurate, să tămăduiască și să ridice, să vindece orice fel de neputință. Apoi modelul ucenicului. Hristos spunea, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul. Observați până unde merge ucenicul, până la nivelul învățătorului. Dacă îți alegi un învățător de nota 5, vei progresa în viață până la nota 5 și acolo te vei opri. Pentru că vei fi învățător. Dacă vrei să treci de nota 5, trebuie să-ți iei un mentor care este deasupra notei 5 și atunci să-ți iei unul de 8, de 9, de 10 și vei ajunge până la nivelul 8, 9 și 10, adică maxim. De asemenea, există prioritatea ucenicului. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus. Observați, ucenicul întotdeauna ascultă de mentor. Interesul ucenicului. Biblia spune că într-o zi Iisus se ruga într-un anumit loc. Când a isprăvit rugăciunea, ucenicii au venit și a spus, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Ei nu cheamă un vecin, pe poștaș sau pe polițistul din sat, nu. Ei merg la master, merg la meșter, merg la specialist. Și specialistului care se roagă îi cere să-i învețe și pe ei să se roage. Apoi scopul ucenicului. Iisus a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Observați, nu dacă auziți cuvântul meu, nu dacă credeți cuvântul meu, ci dacă rămâneți în cuvântul meu. Observați ce e greu. Apoi dovada ucenicului, ultimul lucru pe care vreau să-l spun, Hristos spunea în Ioan capitolul 13, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Acesta este testul suprem. Câți dintre noi ne-am descalifica profund dacă creștinismul ar fi doar această poruncă? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dumneavoastră știți că sunt foarte mulți oameni care vin la biserică și nu au dragoste unii față de alții. Nu au deloc dragoste unii față de alții. Asta înseamnă că nu sunt ucenici? Da, înseamnă că nu sunt ucenici. Ucenicii dezvoltă dragoste unii față de alții. Asta presupune disciplină, asta presupune perseverență, asta presupune seriozitate, responsabilitate, autenticitate, asta presupune să fii serios cu ceea ce faci. Prin aceasta vor cunoaște oamenii, comunitatea, familia, vecinii, prietenii, că ești ucenicul lui Iisus dacă vei avea dragoste față de oameni. Față de care oameni? Față de toți oamenii. Și față de dușmani? Da, și față de dușmani. Și dușmanii sunt oameni. Într-o paranteză, mai tot timpul spun asta. Imaginați-vă că unii nu mai au dragoste față de soții sau față de soț. Sau față de părinți sau față de rude. Dom'le, s-a căsătorit cu fata asta și nu mai are dragoste față de ea. Și încearcă să se justifice și să ne convingă că el face bine ce face. Sau ea face bine ce face. Pe oameni buni, dacă Hristos ne spune să ne iubim vrășmașii, cum ne putem justifica că nu ne mai iubim tovarășul de viață sau socrii sau părinții sau rudele? Și totuși suntem creștini. Permiteți-mi să spun ceva aproape nepermis. Vai de el de creștinism, dacă acesta este creștinism. Oameni buni. Ucenic sau doar convertit? Ucenic sau doar religios? Ucenic sau doar practicant al unor tradiții și obiceiuri? Ucenic sau doar vizitator de biserică? Ucenic? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Să ne oprim înaintea lui Dumnezeu și
Să ne verificăm puțin la acest capitol. Avem dragoste față cei din familia restrânsă, soț, soție, părinți, copii. Avem dragoste față de familia extinsă, rudenii. Avem dragoste față de prieteni, vecini, colegi. Avem dragoste față de dușmani, de oameni incomozi. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Stimați prieteni, foarte mulți creștini nu mai au dragoste nici să se deranjeze până la biserică. Stau acasă și se mai uită din când în când la computer, online, când într-o parte, când în alta, și au informația la ceea ce se întâmplă, dar nu sunt parte din experiența aia. Creștinismul înseamnă mai mult decât să fim informați. Înseamnă să fim ucenicizați și după ce am fost ucenicizați, să ucenicizăm pe altul. Asta nu se poate face online. Nu vorbesc despre oameni bolnavi, nu vorbesc despre oameni care au motive absolut justificate în anumite situații să stea acasă și decât să nu participe deloc, participă online, dar mă refer la comoditate care a devenit Dumnezeu și Dumnezeul adevărat a fost îmbrâncit de pe tronul inimii și altul Dumnezeu i-a luat locul. Comoditatea, confortul, domnia, luxul, părerea că e prea mult să mai mergem până la biserică. Bine că a apărut internetul ca să ne salveze de munca asta silnică să mergem la biserică. Frații mei, vă încurajez să aveți puterea să vă gândiți la lucrurile astea fără să vă simțiți nici atacați, nici deranjați, că nu acesta este scopul meu. Eu sunt doar un om ca dumneavoastră, care alături de dumneavoastră se apropie de bătrânețe și vom ajunge într-o zi și la ultima zi și singurul lucru care ne va califica să mergem în împărăția lui Dumnezeu va fi autenticitatea credinței noastre, autenticitatea slujirii noastre și calitatea creștinismului nostru. Măsura de osteneală a dragostei. Dar dacă fugim după un creștinism cât mai ieftin, care să ne solicite cât mai puțin, mai mult să stăm pe acasă și să mai tragem cu urechea, mai ne facem o cafea, mai mergem la toaletă, ne mai învârtim prin cameră, mai vorbim la telefon, mai din curiozitate mai fugim și la alte biserici, că doar atât a mai rămas curiozitatea. În ce fel solidarizez eu cu biserica locală? În ce fel fac eu parte din trupul lui Iisus Hristos? Dacă eu mi-aș tăia o mână și aș lăsa-o acum acasă, ar mai fi mâna asta eu și eu aș mai fi mâna aia? În concluzie, aș vrea să vă amintesc de faptul că studenții lui John Wesley se întâlneau în fiecare săptămână și își adresau unii altora următoarele patru întrebări. 1. Ce păcate ai comis de când nu ne-am mai văzut? 2. Cu ce ispite te-ai confruntat? 3. Cum ai scăpat de acestea? 4. Despre care din lucrurile pe care le-ai gândit, spus sau făcut, nu ești sigur că este păcat sau nu? Aceste patru întrebări ne vor ține treji și pe cale din punct de vedere spiritual datorită concentrării pe probleme și exersării pe soluții. Pavel scria, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Oamenii lui Dumnezeu, am ajuns la încheiere și în încheiere, înainte de rugăciune, vreau să vă aduc aminte de cel mai important verset al predicii mele. Hristos ne privește și pe noi acum, cum i-a privit acum 2000 de ani pe ucenici, și ne repetă și nouă cum le-a afirmat lor. Atunci vor ști oamenii că sunteți ucenicii mei când veți avea dragoste unii pentru alții. Biblia ne spune că dragostea poate totul, acoperă totul, dragostea este totul. Asta înseamnă că îi vom iubi pe oameni, vom iubi cartea lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu și vom fugi de comoditate când este vorba de lucrurile sfinte. Nu vrem să fim niște creștini comozi, ci vrem să fim niște creștini autentici. Vrem să plătim prețul pentru credința noastră, pentru că alții au murit pentru această credință. Vă invit, scumpii mei, să ne gândim dacă suntem ucenici sau doar niște convertiți. Ucenici sau doar niște oameni religioși. Sau niște adepți ai Domnului, sau niște simpatizanți ai Bibliei, ai creștinismului sau ai Domnului Iisus. Aș vrea să ne rugăm să ne dea Dumnezeu putere să fim niște credini, niște ucenici autentici, plini de Duh, împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu, plini de cuvânt, care trăim în Hristos,
care ne concentrăm pe lucrurile spirituale, care înfometăm firea pământească să nu aibă control asupra sufletului nostru, care hrănim omul din lăuntru cu părtășia cu frații, părtășia cu Biblia, cu rugăciunea, cu postul, ne hrănim spiritual și nu facem deloc economie când este vorba de sufletul nostru și de viitorul nostru veșnic cu Dumnezeu. Ucenic sau doar convertit? Vă chem să ne gândim și în rugăciunea aceasta să vorbim cu Dumnezeu. Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai dat viață și asemenea unui tată ne-ai sfătuit, ne-ai mustrat, ne-ai îndemnat, ne-ai instruit și revii asupra lucrurilor care se constituie în slăbiciuni ale noastre pentru ca să ne ridici și să facem performanță din ceea ce facem. Dacă șeful nostru nu este mulțumit de faptul că tragem de timp, cum o să fii tu mulțumit, Tată, când ai investit atât în noi? Ajută-ne să fim niște ucenici responsabili, serioși, plini de pasiune, să ardem de dor după tine, să ne hrănim zilnic citind din Scriptură, pentru că în felul acesta tu ne vei vorbi. Să ne hrănim rugându-ne, Doamne, pentru că în felul ăsta ne vom descărca de frustrările, de anxietățile noastre, de fricile noastre și nu ne va mai ajunge bau-bau de depresie niciodată din urmă, pentru că vom avea stabilitate descărcându-ne înaintea ta de amarul și de frica noastră. Ajută-ne să ne găsim refugiu în brațele tale întotdeauna. Ajută-ne să găsim soluție în cuvântul tău întotdeauna și ajută-ne să găsim putere în Duhul tău, Doamne, care este în noi. Fă-ne niște creștini roditori, Doamne, niște creștini care să servim în jurul nostru, niște creștini care să ne lăsăm mentorați de o persoană pe care o admirăm în lucrurile sfinte și la rândul nostru să mentorăm pe alții care sunt mai noi, mai mici, mai tineri, mai neînvățați decât noi. Doamne, fă să fim în această categorie de ucenici după care Tu te vei întoarce într-o zi. Știm că nu te vei întoarce după oameni religioși, că sunt mulți, însă nu prea au legătură cu Tine, ci doar cu tradițiile, cu regulile de pe pământ. Ajută-ne să avem o legătură concretă cu Tine, Doamne. Și atunci când e vorba să ne manifestăm iubirea față de Tine și în numele Tău pentru oameni, inclusiv pentru vrăjmași, ajută-ne să nu fim cu ochii pe confort, ci dimpotrivă pe sacrificiu, spre binele altora și spre onoarea Ta. Îți mulțumim, Tată, și ne încredințăm în mâna Ta. În numele Domnului Iisus. Amin. Oameni dragi, am ajuns la încheiere. Sunt foarte bucuros că am putut să avem părtășia aceasta, probabil că nu s-a văzut grozav de bine, probabil că decorul nu este prea frumos, probabil că sunetul are de suferit, mi se pare că este eco aici, dar mă gândesc că veți avea bunăvoința și prin dragostea care acoperă totul veți trece peste toate aceste lucruri, privind la intenția de a ne întâlni și de a avea părtășie. Vă doresc sănătate, pun numele Domnului peste dumneavoastră, peste casele dumneavoastră. Dacă vom fi în viață și sănătoși miercurea viitoare, ora 7 la Chicago, ne revedem. Până atunci, auzim de bine. Dumnezeu să vă aibă în pază.